Asta nu e masă roșie, da? Nu era nicio masă în închetere. Ați ratat această șansă, dar nicio problemă. Va mai urma o întrebare pentru dumneavoastră. Acum prima întrebare pentru echipa verde. Nicio masă. Nu, deja cu mesele ne-am clarificat. Iar întrebarea pentru dumneavoastră sună în felul următor. Unde puneau copiii hârtia de la înghețată? Mașină. Mașinuța aceea care era așa, care credeam noi că e masă. Varianta dumneavoastră, pe mașină. Da. Verificăm. Pe scăunel puneau copiii hârtia de la înghețată. Cel n-a fost atent. Soția e vinovată. A doua întrebare pentru echipa galbenă. Atenție! Ultimul copil care și-a mâncat înghețata era băiat sau fată? Zece secunde aveți pentru a vă consulta. Era o fetiță. Varianta dumneavoastră de răspuns, fetiță. Verificăm! Corect! Bravo! Echipa galbenă are un punct! Ultima întrebare pentru echipa verde. Câți copii mâncau înghețată? 4. Cinci. 5. E bine, 5. Deci 4 sau 5? 5. 5. Și echipa verde are un punct. Ia că tocmai acum am înțeles sensul bancului. De ce mări polițiști călare pe calcul? În cap e bine, dar două și mai bine. În așa fel, la acest concurs, scorul este 1-1. Iar show-ul continuă. Ne-am propus ca show-ul nostru să devină o pistă de lansare pentru tinerii interpreți, pentru tinerile formații. Lumea copilor, tata în silul nimașul. Invit acum în scenă o formație tânără care împlinește doar 2 ani. E vorba de doi băieți și o fată care își scriu singuri piesele. Haideți să vedem cum o să le placă aceste piese publicului nostru, formația Atomics! Ritmul meu, numai ritmul
formația Atomics. Și acum vor veni în scenă trei fete tinere, frumoase, zbânțuite, care se deosebesc prin vestimentație, coreografie și, în general, ele consideră că au un look scenic inconfundabil. Mai colaborează în Asociația Fanilor Muzicii Românești din Moldova și nu visează la țări străine. Ele vor să fie fericite aici, acasă, în Moldova. Formația Zbânț! Atomics și Zbânț. Ele astăzi concurează pentru a câștiga globul mare al scenei triumfului. Dar va decide
Cine totuși a devenit deținătoarea globului mare a scenei triumfului? Publicul din studio. Dragii noștri, nu uitați, cartonașele galbene sunt pentru Atomics și cartonașele albastre pentru Zbânz. Votați acum. Iar noi vom afla rezultatele acestui concurs după publicitate. Lumea copilor! Îți dorești o vacanță de neuitat? Crista Sam te invită să descoperi lumea. Ofertele din vara aceasta sunt cu adevărat adimenitoare. Vrei la munte? La mare? Nu uita! Pentru a fi pretutindeni, e de ajuns să fii la Crista Sam. Câteva clipe și vom afla care din aceste două formații a devenit deținătoarea globului mare a scenei triumfului, dar pentru început să le invităm încă o dată în scenă. Formația Atomics. Formația Zbânz. Formația Zbânz a acumulat 28 de voturi. Și formația Atomics 31. Felicitări. Felicitări. Oricum, eu cred că pe ambele formații le așteaptă un viitor extraordinar și ne vor bucura încă de multe, multe ori cu piesele lor, cu energia lor și cu talentul lor. Iar acum rugăm echipa verde, pentru că are mai multe puncte la acest moment, să înmâneze globul mare al show-ului nostru, formației Atomics. Bine că ne-a spus, hotărâm noi, care ar să fie greu de tot. Fiți sănătoși! Așadar, globul mare aparține formației Atomics și diploma de participare în cadrul show-ului nostru